Ca să ajungă pe podiumul olimpic, tinerii sportivi sacrifică nu doar multe dintre distracțiile adolescentine, ci și o bună parte dintre orele petrecute la școală. Liceul teoretic Șerban Cioculescu este printre puținele unități de învățământ din țară care susține performanța și răspunderea nevoii acestor elevi de a se antrena și de a-și dedica suficient timp pasiunii de a face sport. Viața de sportiv este una tumultoasă din cauza programului strict, a nenumăratelor antrenamente, a căderilor psihice frecvente, a accidentelor și lista aceasta poate să continue. De cele mai multe ori, sportul de performanță este în competiție cu studiile, însă nu și la liceul teoretic Șerban Cioculescu, unde profesorii nu doar că îi înțeleg pe elevilor, dar îi și susțin moral și chiar financiar. Liceul Șerban Cioculescu este un liceu acreditat, cu specializări matematică, informatică, finanțe, contabilitate și sportiv, și pentru că astăzi vrem să scoatem în evidență partea aceasta sportivă, vă spunem că avem o colaborare foarte bună cu Clubul Sportiv Menințean, cu toți antrenorii la toate disciplinele de sport, care au rezultate remarcabile. Copiii care merg la antrenament la dânsii sunt elevii noștri. Colaborarea pe care am realizat-o cu antrenorii acestor cluburi sportive a fost de maniera în care să-i ajutăm pe acești copii sportivi, pentru că ei consumă foarte mult timp pentru pregătirea pentru sport. Dar în același timp ei au nevoie și o pregătire cultură generală care asigură un viitor. Pentru că latura sportivă s-ar putea, în anumite situații și întâmplări neprevăzute și nedorite, să nu mai poți face sport. Și atunci tu trebuie să ai și o pregătire de cultură generală care să-ți permită să poți să faci studii superioare și să desfășori alte activități. Profesorii liceului teoretic Șerban Cioculescu sunt dispuși să facă ore suplimentare cu elevii care nu pot ajunge la ore din cauza programului încărcat de antrenamente, concursuri și cantonamente. Profesorii, o parte dintre ei au avut și activități sportive de performanță, deci înțeleg ce înseamnă să fii sportiv. Înțeleg ce înseamnă dacă trebuie să ai o pregătire sportivă și o pregătire de cultură generală și de specialitate, și atunci colaborarea este perfectă. Acești copii pleacă în cantonamente, perioade lungi, se întorc la școală, ei nu au mai fost la ore și atunci profesorii noștri îi înțeleg și le acordă și ore suplimentare în așa fel încât să acopere planul de învățământ, încât ei să nu sufere că nu au fost la școală o perioadă de timp. Dacă ei au neclarități sau nevoie, spun, deci colaborarea este deschisă și ei se înțeleg perfect. Niciun profesor nu se supără dacă nu șapte, unul le cere sprijinul pentru ca să facă ceva în plus, în așa fel încât să asigure o pregătire bună. Deși elevii care fac sport de performanță în timpul anilor de studiu sunt puși la zid că nu ar putea obține rezultate bune și la orele cotidiene, liceul teoretic Șerban Cioculescu s-a clasat pe locul 5 în topul liceelor după mediile la bacalaureat. Unde se vede rezultatul acestei colaborări? La bacalaureat. Liceul Șerban Cioculescu se află pe locul 5 după liceul Cițeica, Traianu, Economicul Pedagogicul, cu rezultate la bacalaureat. De ce? Pentru că copiii noștri învață și au înțeles că trebuie să îmbine într-un mod armonios atât pregătirea profesională cât și pregătirea sportivă. Silviana Popescu este unul dintre sportivii de performanță ai județului Mehedinți, care a reușit într-un timp scurt să aducă acasă zeci de medalii de aur. Practic acest sport de 5 ani și în acest an am ajuns să iau 4 medalii de aur, adică campioană națională pe plajă și pe saltea, și locul 3 la internaționale de U15, și am ajuns să merg la europenele de U15 luând locul 5. Unitatea școlară la care tu faci parte. Din punctul meu de vedere, foarte bine și sportiv și școlar, deoarece eu practicând acest sport de foarte mult timp am ajuns să ajung la lotul național, unde sunt plecată majoritatea anului și profesorii mă înțeleg și mă ajută când ajung acasă să preiau toată materia și să iau note foarte mari. Cât de mult înseamnă acest lucru pentru tine? Cât de mult contează? Foarte mult, deoarece fiind sportivă nu poți doar când vii din cantonament sau de la lot să vii să te asculte și să-ți dea 4. Nu este ok nici pentru noi, nici pentru profesori, dar ne descurajează chestiile acestea, dar pe noi
acest liceu unde sunt eu acum mă ajută foarte mult. Mă ascultă, nu mă ascultă așa des și venind din cantonamente și loturi, ajung să învăț mult mai bine aici decât unde am fost eu și mă ajută. Bineînțeles, un sportiv nu poate ajunge la această performanță fără un antrenor dedicat. Elena Bogasieru antrenează fetele de la CSM Drobeta Turnu Severin și a dorit pentru acestea un liceu care să le poată înțelege și susține așa cum face și ea. Astăzi ne aflăm la liceul Cioculescu, la invitația domnului director, pentru că noi avem sportivi de mare performanță aici și este liceul nostru al sportivilor, putem spune, la ora actuală. De ce? Aici activează atât luptele judo, box, sportul de contact, cât și echipa de fotbal, deci este un liceu foarte amplu de sportivi. Copiii sportivi, de ce? Că în general sunt dați la o parte sau nu există atâta înțelegere. În schimb, aici ei și-au găsit locul și au toată susținerea, plus că aici sunt profesori, activează foști sportivi de performanță și înțelegerea lor pentru sportivii noștri este alta. Eu mă bucur că am reușit să facem această colaborare și mă bucur că copiii mei fac parte din cei mai buni și atunci și pentru mine și cel mai bun liceu e acesta și cea mai bună alegere ca și antrenor și îndrumător pentru ei, pentru că noi îndrumăm, practic, și de părere sunt că dacă nu îmbinăm sportul cu școala, nu avem educație și noi nu putem să fim niște sportivi proști, pentru că nu putem să facem față unui campionat național sau unui campionat european, mondial, dacă nu avem educație. Și educația o găsim decât la școală, de cele mai multe ori. Pentru că pasiunea pentru sport este trăită de mulți copii, liceul teoretic Șerban Cioculescu este locul unde aceștia sunt susținuți și înțeleși de către profesori, iar elevii își pot urma visul fără presiune.